Complexul de agrement Mureșul, mai precis Bazinul Olimpic, găzduiește până duminică 27 mai campionatul național rezervat juniorilor 3. Această competiție reprezintă turul și este dedicată zonei nord, cu participarea a 7 echipe din Transilvania. În etapa a 5-a programată pentru sâmbătă ora 9 se întrec sportivii de la CSM Brașov și Crișul Oradea. Echipa din Arad va întâlni CSM Oradea, iar Aqua Târgu Mureș va lupta contra Torpii Mureș-Târgu Mureș. Se anunță interesante și partidele care vor avea loc în cadrul etapei a 6-a, tot sâmbătă, de la ora 17. Duminică dimineața, de la ora 9, este programată ultima etapă cu alte 3 partide. Organizatorii așteaptă un public cât mai numeros, pentru că polo este un sport spectaculos, care poate oferi adevărata sa măsură la fața locului.